Împărțirea 43 dă 46 virgulă... O încercăm acum, îl prim, 40 și... Nu merge cu 40 ceva nimic. Nu merge cu nimic, gata, ne-am oprit. Ne-am oprit, 47 îl depășește. 42, gata. Da. Ei, nu a primit. 1999 este un număr prim. Ideea pe care am încercat-o a fost asta, să vedem cum se compune. Nu știu dacă am uitat la ceva, dar cred că în așteptarea altei inițiative am încercat și chestia asta. Altceva. Deci noi trebuie să găsim perechile X și Y, aici e toată povestea, perechile X și Y care se satisfacă la treaba asta. Perechi de numere, X și Y. Ceva ne-am dus noi cu 112 ăsta, dar pare că am înghețat aici. Nu mi se pare corect să... N-am să ne-am uitat, dacă avem vreo greșeală. Adică problema, ne spune XXX, adică 112X, nu vreau că putem să-l schimbăm. Păi, n-am greșit nimic până în momentul ăsta ca scriere. Da? Deci e corect asta. Poate că nu trebuie să-l descontrăm în bară 10. Ba nu, asta parte, membru ăla e bine lucrat. E lucrat. Hai zi, Horia. Poate trebuie să facem ceva cu ultima cifră? Al doilea, 1999. Ar fi o idee. Da, să vedem dacă o facem. La ce ne ajută? Tu te gândești, împărțeam la 4 parte, ciclul e de 4. Da. Și 1999 împărțit la 4. E primul prim și o stea cu rest. Nu, restul împărțit la 4 interesează. Dar ea. Deci de aceea împărțim la 4, când începea ciclul este de 4. Hai să ne duci și pe ideea. 499... Rest? 75. Rest, dacă e 75, e o treime. Deci plus 3. I-am mulțit pe acela cu 3. Adică 2 la 3 care face? 2 la 3 ar face 8, ți-a terminat 8. La ce te-ar ajuta, Maria? Deci ultima cifră este 8. Trebuie să o găsim pe X și pe Y. Da. Deci tu ai încercat pe ultima cifră acolo. Manevra asta te-a dus, bă, nu, adică nu ne ajută, nu? Trebuie să vedem ca pe 1999, ca fiind... 2 la plus 2 la. Ca fiind... Să scriem cu 1998, să împarte la 111. Deci, e 1998, 2 la 1999, nu se întâmplă. Da, deci pe ăsta să-l vedem altfel, că se împarte la are divizor. Da. Ia să vedem la 8. Hai să vedem divizor, că curiozitatea ne împinge. Da? Atenție multă. În momentul ăsta, pe ieșiți-o. Dacă stăm așa, deci toată inițiativa a fost foarte bună până aici. Da, dar acum trebuie să vedem de aici cum apare o sumă de două ordine. De aici. De aici împărțim la 111 merge. Deci 2 la 1998 ori 2, că zicem 1 plus 1 pe urmă data viitoare. Și până să-l împărțim. Da, așa. Să-l împărțim în două bucăți. Când noi visăm să fie și ăsta dimineața cu o sumă de două putere a lui doi. Hai să vedem așa. Deci dacă îl reușim și pe ăsta... Uite-te, dacă noi suntem focalizați pe bune ieșițiuni și încercăm să-l plimbăm pe Y până unde ar putea el să ajungă maxim, ar fi fost iarăși o idee pe care ar putea o să o gând, să fie finalizat într-un fel. Dar, întorcându-ne înapoi, pe ăsta 2 la 1999, ori putem zice ca 2 la 1998, ori 2. Corect. Deci, zicem, 2 la puterea 2x la puterea 111 plus 2 la puterea 3y la 111. Este egal cu 2 la
1998 ori 2. Ori 2, adică ăsta și încă o dată. Plus 2 la puterea 1998. Acum putem să împărțim totul. Este scris ca două puteri. Și acum alergăm repede la el, la descompunere, că poate avem baftă, să putem face o asociere. Păi se spune prin 11? Adică merge prin cât aici? 11. Merge prin 11? Deci prin 111. 111. Chiar prin 111, da? Cât sunt așa? 188. 188, da? Da. Cum se zice? 1998 prin 111, asta trebuie să împărțim. Și 1998 prin 111 merge câte o dată? O dată, da. 118. Da, 18. 18, final, da? Da, da. 18. Așadar, vom spune 1998 este egal cu 111 ori 18, care scrie, hai să zicem, ori 18, da? Cum mai vedeam. Deci, mă întorc la scrierea asta care mi se pare mai convenabilă. Da? Deci, egal mai departe. Echivalent va scrie 2 la puterea 111 la 2x plus 2 la puterea 111 la 3y este egal cu 2 la puterea 111 la totul la a 18-a. E 111 ori 18, da? Ori 18. Ori 18, dar ea plus cât dă eu? Plus, plus 2 la 1000. La 2 la 111 și totul la 8. Așadar, ea vrea de... Ea vrea tot timp mai distrată. Nu distrată, neatentă. Tot la 18. Și uite cum trag cu coada ochiului. Dacă ne gândim că... Păi fiecare sunt la fel. 211 la a doua, înseamnă că 2x egal cu 6. Deci o zicem a la puterea 2x. Micșorăm dificultatea, notăm 2 la puterea 111 cu 1. Va veni a la puterea 2x plus a la puterea 3y să fie egal cu a la puterea a 18 plus a la puterea a 18. Și acum? Și acum îți dai seama că 2x este egal cu 18 și 3x este egal cu 18. 3y este egal cu 18. Și adică sunt aceiași numitori, da. Și... aceiași bază, de fapt. Aceiași bază. Dar e un profesor să spui așa că 2x este egal cu 18? Nu. Păi tot. Dar de ce nu? Pentru că sunt ea aceeași bază, este exact același lucru. Adică... a la 2x este egal cu a la 18 și a la 3x este egal cu a la 18. Da, da, de ce nu zice a la 2x egal cu ăsta și ăsta egal cu ăsta? Pentru de fapt, e același lucru, din acel motiv. Deci, dacă vrei să le crucișezi, tot n-ai nicio... Este exact același lucru. Este același lucru. Da, da. Și chiar dacă ar fi fost diferit, ar fi fost 18 și 17, 17 nu s-a împărțit la 2, de exemplu. Mai facem o mișcare. Mai facem o mișcare. Zicem așa. A la a doua totul la x plus a la a treia totul la y să fie egal cu a la a doua totul la a cât la a noua, nu? Da. Plus a la a treia totul la a șasea. Asta înseamnă că x este egal cu 9 și y cu 6. Cam asta e singura... E exact același, în paradis, exact aceeași idee. Asta fiind că x-ul și y-ul sunt cifre. Hai că asta ne ajută. X-ul și y-ul sunt cifre. Deci, nu am altă posibilitate din faptul că
N-aș putea zic ca la a doua, totul la X fie egal cu la a treia, totul la a șasea. Că dacă scriu asta, tot acolo ajung ca... Cam așa. Deci, în momentul de față, X-ul și Y-ul fiind cifre, până unde se duce Y-ul? Cel mult până la 9, da? Și X-ul. Și X-ul până la 9. Bine, mai încerc altceva. Aș avea de rezolvat a la a doua, notesc un mână. Deci a la a doua egal cu un mână. Și a la a treia egal cu un mână. Da? Și atunci e și toată arăta așa. M la X. M la X plus M la Y. Este egal cu M la a noua. La noua. M la a noua. Plus N la același lucru. Exact același lucru. Da, dar să vedem acum cum reușim să motivăm mai exact. M la X plus M la Y egal cu M la 9 plus M la 6. Și acum chiar nu mai pot să spui că M la X poate să fie cu N la 6 pentru că N nu este egal cu N. Și N egal cu M și N egal cu M. Deci de aici, e M la X plus M la Y egal cu M la 9 plus M la 6. Ce mă faceți cu X 9 și Y cu 6, nu? Asta da, rezultatul final e așa. Explicația o zic de aici ca să vedeți ce au gândit, că n-am înțeles-o nici eu poate. Deci M la X plus M la Y egal cu M la... Aici n-am eu... Rezultatul ăsta e X 9 și Y 6. Da, am dus foarte aproape de exercițiu, dar acum... Exact aici de oprim, n-am o justificare. Nici eu n-am justific în suma aia, nici e așa. Deci este egal. Ia să vedem ce este. Și autorul zice așa. Da, 2 la X e mai mare decât 3 la Y. Cum avea noi A la 2X, vedeți? Da, 2 la sus. X. A la 2X plus 3 la plus A la 3Y, mai sus. Aici. Acolo, da? Și acum se ia din exponenți. Dacă 2 la X e mai mic decât 3Y, atunci 2 la 101 pe totul la 2x pe lângă 1 plus 2 la 101 pe totul la 3y pe minus 2x este egal cu 2 ori 2 la 101 pe totul la 8, ceea ce rezultă că 3y pe minus 2x este egal cu 0 contradicții. Deci analizează efectiv exponențele astea de ei. Și pe aceea zice analog, dacă 2x e mai mare decât 3y, atunci se obține 2x egal cu 3y și se obține relația 1. Deci x e 9 și y e 6. Bun. Hai să ne adunăm și noi. Da. Aici o să le zicem. Acum. Suntem aici. Eu aș mai zice dacă x e mai mare ca y, x e mai mic ca y. Deci dacă X este mai mic decât Y. Nu, sus. Sus trebuie să mă am, da. Am aceeași bază. 2X și da. Da, avem 2X și 3Y. Da, sus. Da. Deci eu spunem asta. Asta, da. Și zicem așa. Dacă 2X e mai mic decât 3Y, atunci am avea ca la 2X A la puterea 2X e mai mic decât A la 3Y. Bun? Din ce știm? A la 2X mai mic decât A la 3Y. Și adunând în ambii membri un A la 2X, ia să zic dacă... Aici e povestea dacă adun în ambii membri A la 2X sau A la 3Y. Eu să duc pentru început A la 2X. Deci adun și în stânga și în dreapta. Deci de pe tăbura. Dacă 2x mai mic decât 3y, atunci A la 2x mai mic decât A la 3y. Scrii și tu, adunând A la 2x, în ambii membri, rezultă că vom avea A la puterea 2x plus A la 2x. Scrii 2 de A la 2x, nu așa? Mai mic decât A la 2x plus A la 3Y, care știm că este egal asta, cu 2 de A la 18.
2, ori 8, la a 18. Că e una la 18 plus una la 18. Ce înseamnă echivalent? Cu 2, ori a la 2x, mai mic decât 2, ori a la 18, și atunci prin 2 împart, și-a venit că 2x mai mic decât 18, ar însemna că x mai mic decât 9. Dacă găsesc o șmecherie pe care se va ieși x e mai mare ca 9, da, atunci x e egal cu 9 singura soluție. Uh-huh. Mai, mai rău de dată. Da. Atenție mult. Dacă 2x mai mic decât 3y, înseamnă că la 2x mai mic decât la 3y. Că se păsează a fiind destul de mare, mai mare decât unul. Adun în ambii membri a la 2x și apare că 2 de a de a la 2x mai mic decât a la 2x plus a la 3y, ca la 3y era egal. Și aici mă ducem la 2 ori a la 2x, 2 la, mai mic decât 2 a la 18. Și atunci x mai mic decât 9. Bun. Dacă 2x e mai mare decât 3y, atunci reiese că a la 2x mai mic decât a la 3y, mai mare decât a la 3y. Ce facem acum? Tot a la 2x a nu s-a acolo, în ambii metri, a la 2x și mă duce spre de 2 ori a la 2x. 2 ori a la 2x mai mare, mai mare decât a la 3x plus a la 3y. Adică 2 ori a la 18. 18. Care mă duce spre x mai mare decât 9. Exact. Dar atenție! Atenție că aici, în varianta asta, am adunat în ambii membri a la 2x, deodată așa. Dar tot în varianta asta putem să adun și a la 3y. Da. Și. Foarte tare. Foarte. Deci, poftim? Da, acum ar rămâne dacă ar fi deodată la 3y, ar fi dat cel despre y. Y mai mare și y mai mic, nu? Da, da, da. Dar în timpul simultan. O informație despre x, când e mica nouă, și despre y, când nu știu ce întâmplă. Da, deci luăm și bani, și... Exact, pentru aceeași. Vreau să mă ducem așa, e greșit. Am spus că cazul întâi 2x mai mic decât 3y. Da? Și atunci rezultă că a la 2x mai mic decât a la 3y. Am adunat în ambii membri pe a la 2x. Și a ieșit de 2 ori a la 2x mai mic decât a la 2x plus a la 3y. Iar ăsta face 2 ori a la 18. Și prin simplificarea asta care e de aici, asta și pe... Deci, ceea ce ar însemna că 2x mai mic decât 18, nu? Da. Adică x mai mic ca 9. Dacă însă adun aici a la 3y, reiese că a la 3y plus a la 2x. Aici se modifică. A la 3y plus a la 2x. Mai mic decât a la 3y și cu a la 3y care l-am adunat.
Și cu ăsta fac 2 de ani de ani la 3, da? Deci mai mic de X-a, mai mic decât 2, de a avea la 3 Y. Dar la asta din stânga este 2 ori 2 la 18, și am însemnat cam așa, 2 ori 2 la 18, mai mic decât 2 ori 3 la 2 ori A la 3 Y. Dar aici este A la 2, A la 18, nu? 2 cu 2 se simplifică, se simplifică. Și atunci A, nu, 3 egal 18, nu mai mare. 18 va fi că 3 Y fi mai mare decât 18, așa înseamnă că Y e mai mare decât 6. Ba da, ba nu. Ce? Pe Y e 6, nu? Atenție! Așa odată, X mai mic ca o 9 și Y mai mare ca 6. Dacă se întâmplă invers, cazul 2. Dacă 2x mai mare decât 3y, atunci se întâmplă ce lucru? Exact, ăla de acolo devine a la 2x e mai mare decât a la 3y, nu? Că se păstrează sensul. Adun în alte membri cu un a la 2x și va fi 2 de a la 2x, 2 ori A la 2x mai mare decât A la 2x plus A la 2x plus A la 3y, care face 2 ori 2 la 2 ori A la 18. Și simplificăm prin 2 și atunci rezultă că 2x e mai mare ca 18, care se duce la x mai mare decât 9. Iată, x mai mic ca 9, x mai mare ca 9. Și va da x... Deci, când va da de variantă așa, y mai mic ca 6. Y. Și atunci apare singura soluție, x egal. Contradicția. Da? X nu poate fi și mai mare și mai mic ca 9, rămâne singura variantă, x egal cu 9. Dar care e motivul? Că în momentul în care am 2x mai mic decât 3y, deci apare așa, a la 3a plus a la 5a. A la 3 plus a la 5a, noi dăm un factor cum pe a la 3a. Da. Deci, în condițiile astea, vă amintiți cum apar, când dăm un factor și a la 3a pe lângă 1 plus a la 5a egal cu 1 plus a la 2a. Egal cu ce era în dreapta acolo. În cazul în care noi mergem că 2x mai mic decât 3y, deci cazul întâi, cu 2x mai mic decât 3y, înseamnă că avem de-a face cu exercițiul. Noi știm care e la exercițiu. A la 2x plus a la 3y egal cu 2 de-a avea la 18. Cum 2x e mai mic decât 3y, că scoatem un factor cum cel mai mic. Cum 2x e mai mic decât 3y, cum aici a la 3-a plus a la 5-a, l-am scos cu un factor cum pe a la 3-a. L-am scoate pe a la 2x aici. Deci aici rezultă echivalent, după a spune, a la 2x pe lângă 1 plus a la puterea 3y minus 2x egal cu 2 ori a la puterea a 18. Deci, încă o dată. Și acum, egalitatea asta, ca să aibă loc, trebuie să fie 1, ca 1 și 1 să facă 2. Și asta se întâmplă când 3y minus 2x egal cu 0. Da? 3y minus 2x egal cu 0 și a la 2x să fie egal cu a la 18. Deci de aici obligatoriu trebuie să se întâmple asta. Și anume, a la 2x să fie egal cu a la 18 și
Și 3y minus 3 egal cu 2x. 3 egal cu 2x. Dar de aici ce? La cine mă zice? Că x e egal cu 9. Și 3 egal cu 18. Și egal cu 6. Deci, ca să se dacă se întâmplă invers, cazul 2. Cazul 2. Dacă 2x mai mare, mai mare decât 3y, atunci pe cine scoate din pe cea mai mică scoate? Da. Deci vine a la 2x plus a la 3y egal cu 2 ori a la 18, echivalent va spune că a la 3y lângă a la 2x minus 3y plus 1 egal cu 2 ori a la 18. Și acum, ca să aibă loc egalitatea asta, neapărat. Paranteza trebuie să fie 2. Paranteza să fie 2, adică asta să fie 0. Adică 2x plus 3y egal cu 0, adică asta de acolo. Deci 2x plus 3y egal 0 și 3y să fie egal cu 18. 3y egal cu 18, y egal cu 6. Deci și într-un caz și în celălalt, mă duce totdeauna la singura soluție, x egal cu 9 și credeam în 6. Noi am muncit aici în partea asta, dar nu a fost atât de evident. Cel mai clar a fost așa, dacă 2x e mai mic decât 3y, scoate pe cel mai mic factor comun. Da. Cum știm să scoate pe cel mai mic factor comun? Deci când eu ajung la o sumă așa, da. Uitată ceea ce a zis pe care a subliniat-o. Da? Așa? Deci, nu poți să dai deodată că x e 9 și y e 6 fără să argumentezi. Fără să argumentezi. Și atunci te iei de exponență. Asta se învăță, asta se transmite. Eu n-am știut cum se transmite. Haideți să vedem așa. Nimeni nu-ți dădea libertatea să te duci tu ăsta cu ăsta, ăsta cu ăla, nu știu ce, nu știu cum. N-ai argument. Da. Și atunci, e posibil ca unul dintre ei să fie mai mic, nu? Și ascultă factor comun. Și scoțându-l în factor comun, nu-ți rămâne cât de chestia asta așa că ajungi la așa ceva și ca să aibă loc egalitatea asta, țin în cont că lucrăm cu numere naturale totul, și x-ul și y-ul numere naturale, numai din motivul ăsta trebuie să se întâmple să fie 2. 1 și 1 fac 2. Da. Da? Și a la 2 se fac 18. Dar simultan asta. Simultan te pot duce la x-ul 9 și y-ul la 6. Și y-ul 6. Cealaltă variantă la aceeași soluție mă pot duce. Cum ambele situații pot duce la așa ceva, atunci înseamnă că problema are singura soluție asta care a ieșit, x egal cu 9 și y egal cu 6. Da? Pentru că între 2 și 3 y... Dacă era ori? Da, era altceva. Da, pentru că atunci era... Dacă a fost ori. Hai să vedem, din nou, ne întoarcem la ieșitul ăsta, să vedem punctivitatea. Deci, notăm punctele foarte importante. Aș uita de ieșitul. Era așa. Vă zic eu, e imediat, 58. 4 la xxx bara. xxx bara. Plus 8 la y bara. Egal cu 2 la 1999. 1999. 2 la 1999. Asta a fost ieșitul. Pe care noi l-am văzut repede scris ca fiind 2 la puterea 2 ori 111, parcă zis 2 ori 111 x. Adică noi am zis 2 la 111 totul la 2x, 2 la 111 totul la 2x plus 2 la puterea 111 la 3y egal cu 2 la 1999. Aici au fost punctare, domnul profesor. Da. Da. Și până aici, hai să zicem că ne-am dus a la 2x plus a la 3y egal cu 2 la 1999. Aici am rămas. Hai să ne-am bine că aici am rămas. Aici ne-am dus repede. Ne-am dus repede, am mers bine. Da. Acum. Eu doream să alerg pe Y până la maxim cu putință.
încât să mute pacească pe 1999. Folosește 111 acolo. Dar ați văzut că se duce până la 6, parcă am văzut 6. Da, ne-am greșit 6. Și X-ul 9. Și X-ul 9. Invers, să mai fi dus după X, maxim cu putință, ca cifră 9, da. Și să-mi rămâne egalitatea aceea după aceea. Deci, în condițiile în care mă duceam cu X-ul 9, și sesizam că rămâne o diferență până la 2-1999, atunci încercam, după scoaterea în factor comun, deși am soluții. Nu trebuie să ne gândim numai pe varianta pe care vă autor. Deci, iată, eu am fost tot timpul frământat de ideea de a face X-ul ăsta în calculat. Cum X-ul este cifră, și Y-ul sunt, deci X-ul și Y-ul sunt cifre, maxim posibil îmi permite X-ul să mă duc până la 9. Și atunci, așa la ăla, așa, domn profesor, adică 2... 4 la puterea, 111, 11, ori 9. Nu? 999, adică da. Da? Era 999, plus 8 la puterea... Nu știu. Y, adică știm noi să schimbăm ăsta 2 la puterea 3 ori 111, nu? 3 ori 111 Y. Da. Egal cu 2 la puterea 199. 1999. Și duc pe ăsta în partea dreaptă, ca și așa. Tot, da, 2. La 2 ori. Și atunci mi-am dat 2 la puterea, ia să vedem, 18,199. 18, 2, 9, 18, 119, 111. Deci, 111 ori 2, ori 9? Da. 1998. 1998. Deci, 2 la puterea 1998, plus 2 la puterea 3, ori 111, direct, egal cu 2 la puterea 1999, minus 2 la puterea, scalul, îl termin pe ăsta. 2 la puterea 1998. Scot în factor comun pe 2 la 1998 și mi-apare 2 la puterea 3 ori 111 Y. Egal cu 2 la puterea 1998, pe lângă 2 minus 1, adică 1. Și de aici egalitatea asta e reprezentată. Da? 6. Dacă mă, îl cobor, am luat cu 9, cu 8 acum. Pentru X egal cu 8. Foarte tare soluția asta la care e. Pare rău că m-am dus. Mult mai rapid. Pare rău că m-am dus pe rău. Deci tot timpul a fost... mă urmărea ideea. Și nu știam de ce nu mă opresc la ea. Deci, foarte rapid așa. Da? Și parcă mai prin înțelesul lor. Sigur că da. Deci, chestia aia, să fac artificiu acolo, împingi lucrurile într-o zonă exact, inaccesibilă. Exact, faci analiza aia acolo. Și analiza de aici. Aici asta de vreți seama. Deci, X-ul fiind cifră, iau maxim 9. Că nu te pășesc pe 2 la 1999. Da? Da, 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 poate să le iau și 8 și 7. Stai la tot mai, le iau pe 8 și până mai, cred că nu mai mă satisface ca cifră. Și mă prind. Ia să vedem. Deci, când Y egal cu... X egal cu 8. X egal cu 8. Perechea asta. Da. Se prind egal cu 8. Am să am 2 la puterea... 2 ori 111 ori 8. 2 la puterea 111... 2 ori 111 ori 8. 2 ori 111 ori 8. Plus 2 la puterea 3 ori 111 ori Y egal cu... 2 la puterea 1994. Și 2 la puterea 2 ori 118, 2 la puterea 1776. 2 la puterea 1776 plus 2 la puterea
3 ori 111 ori Y egal cu 2 la puterea 1998. Duc în stânga, 99, da? Duc în stânga și vine 2 la puterea 3 ori 111 ori Y egal cu, scot în factor comun pe 2 la puterea 1776, 2 la puterea 1776, ce dă? 223. 2 la puterea 223 minus 1. Nu? Minus 1. Iar egalitatea asta, ca să aibă loc, nu mai este posibil din următor motiv. Pentru că ce Y să mă duc eu ca să mă duc până la 2 la? 1700 la 76. 111. Hai să încerc să vedem. Ia să vedem. Ce deci 3Y. Y-ul cred că trebuie să fie mai mare. La 111 se împarte, să știți. 1776 era. Se împarte la 111, neapărat. Și câte îți dă? 16. Deci împarte. Așa, și vine 2 la 3Y egal cu 2 la 16. Ori paranteza aia. Ori paranteza aia. Dar paranteza asta îmi dă destul de mult, că e 2 la 223, nu? Da, da. 2 la 223 minus 1 e mai mare decât 2 la 223. Că e minus 1. Și acum, despre Y trebuie să aflu eu ca informație că e imposibil. Să văd eu acum cum credeți. Nu, vedem, nu s-a dus cu culoarul ăsta din cauza pasului ăsta. Nu, are rost. Are? Nu, că are rost are, dar nu cred că puteam ei, nu? Nu sunt prins aici, nu. De ce copiii pot să vadă? Deci 9 a mers și pădus la soluție. Dar rămâne și la cu ideea că dacă X-ul scade la 8, trebuie să găsim că Y trebuie să crească peste 9. Da, și atunci asta e logica pe care o aștept. Când X-ul scade, Y-ul crește peste 9. 9 și nu mai e cifră. Și nu mai e cifră, și atunci lucrurile s-au stricat. Da. Și când ați ajuns așa, la 2... Deci când X e egal cu 8... avem așa, 2 la 3 ori 111 ori Y. 2 la 3 ori 111 ori Y. Egal cu 2 la 1776 pe lângă... 2 la 223 minus... La 2000... Nu, la 223. 223, da? Da. Minus 1. Atât. Care, ăsta e mai mare, i-a scăzut 1. Nu, e mai mic ăsta. Pare, da? Da. E mai mic decât 2 la 223. Da. I-a scăzut 1 din paranteză. Deci, ea e mai mică. Deci, vine 2 la puterea 1776 ori 2 la puterea 223. Și, în clipa asta, echivalent va spune că 2 la puterea 3 ori 111 ori Y e mai mic decât 2 la 111 ori 16. Da. 2 la 111 ori 16. Da, dacă mă ajută. Eu vreau să văd cât îmi dă 2 la puterea 223 cu 1776 fac 1999. Da, acolo unde am ajuns. Da, fac 1999. Și de aici, Y trebuie să arăt că ar fi mai mare decât cineva, deci cu mai mare întrebări mie. Aici e poanta care pe mine mă scoate un pic de mână, dar insist pe soluție că și asta trebuie să fie variantă care trebuie să mă ducă la... Deci când cobor pe X, crește Y-ul. Corect. Și Y-ul, când X-ul a fost 9, Y-ul a fost 6. Y-ul a fost 6. La 7, domn profesor, și tot nu ne... Nu știu dacă la 7. Mai la 8. Dar tu nu depășești. Eu asta vreau să aștept, că depășește pe... Și că nu mai dă ceva cu numere naturale, jocul. Da. Cu numere naturale dă numai în situația asta. De ce nu mai dă cu numere naturale aici?
egalitatea asta. Deci, mai zăbovim un pic la soluția asta, mai așteptăm că ea trebuie să-mi dea răspuns. După părerea mea trebuie să dea și asta răspuns. Pentru că varianta pe care a dus-o autorul este una deșteaptă. Ați văzut că după ce am ajuns la chestia asta și l-am scris pe 1999 ca să termin ideea autorului, ca de două ori 1998, am reușit aici să jucăm egheșițiu pentru că am luat în varianta. Dacă 2 s-ar fi mai mic decât 3y, am luat spate factor comun și ați văzut la ce mă duce. Și dacă ar fi 2x mai mare decât 3y, l-aș spate pe celălalt factor comun și aia și m-a dus la unica soluție. Deci, pe ideea autor, au fost două momente importante. Da, două momente importante. Unu, cu scrierea asta a lui 2 la 1999, ca fiind de două ori 1998, și al doilea moment important este după aranjarea asta de aici, nu te poți duce sigur pe corespondența aceea între x și y, ca să poți, atunci mergi cu 2x mai mic decât 3x, 2x mai mare decât 3y la primul moment. Da, te-ai pe sumă. Dacă ar fi produs, ar fi fost altceva. Și atunci, în cele două variante, ori așa, ori așa, intri în contradicții și nu ai altă variantă decât să iei pe cele care destul de dificil. De aceea mă întorc și spun, soluția de aici mi se pare mult mai deșteaptă, dacă reușim să motivăm foarte bine aici. De ce nu merge în situația în care X-ul ar fi 8? Nu mai merge aici. Deci dacă găsesc soluția, răspunsul aici, atunci mult mai rapid, pentru că am... Ați văzut ce am făcut acolo? Am aranjat acolo și totul a mers către partea de aia. Da. În prima ieșire, sigur, poți să stai și câte o oră la subiectul ăsta ca să-l poți dezbate, să înțelegi intimitate. Nu putem spune că aici lucrurile sunt la îndemână. Ne oprim aici. La revedere, dragi. La revedere.